Albert Einstein a fost întrebat odată care este persoana considerată de el ca fiind cel mai inteligent om din lume. El a surprins pe toată lumea cu răspunsul său. Șoferul meu, a răspuns el. Într-o zi eram în drum spre o conferință și eram foarte obosit. În acel moment, șoferul meu s-a oferit să preia el rolul meu de vorbitor și să țină discursul. Îl știa pe de rost de atâtea ori îl văzuse. Așa că am făcut schimb de haine și el a urcat pe scenă. Șoferul și-a ținut discursul perfect. În timpul evenimentului, un jurnalist a pus o întrebare extrem de complexă despre teoria relativității. Cu mult calm și inteligență, șoferul meu a răspuns. Această întrebare este atât de elementar încât chiar și șoferul meu, care se află în primul rând, ar putea răspunde la ea. Ați putea, vă rog frumos, să veniți și să răspundeți la această întrebare? În acel moment m-am ridicat și am răspuns. După aceea, nimeni altcineva nu a vrut să mai întrebe nimic. De multe ori, înțelepciunea nu constă doar în ceea ce știm, ci în capacitatea noastră de a inova, de a ne adapta și de a recunoaște valoarea fiecărei persoane din jurul nostru. Iar aceasta este atitudinea care definește cu adevărat un geniu. O zi faină să aveți!